să mulțumim doamnei Cecilia Moldovan pentru sceneta din seara aceasta. Asta a fost interesantă și a meritat aplauzele noastre. Îi mulțumim pentru implicare și pentru dăruire. Vreau de asemenea să reamintesc ce spuneam și aseară, că suntem la cea de-a 10-a ediție de Toamnă Bacoviană, în format Toamnă Bacoviană. Prima a fost acum 10 ani, 930 de ani de la nașterea poetului. Și cu această ocazie, pentru toate cele 10 ediții, vreau să doresc și vreau să-i mulțumesc președinților Consiliului Județean, care ne-a ajutat și ne-a sprijinit în aceste ediții de manifestări de Toamnă Bacoviană. Aș începe cu un nominat, altfel, chiar dacă nu mai contează, domnul om. Fost președinte Dragoș Binea, cel care ne-a ajutat iar substanțial în ediția de cu 10 ani. Și atunci am avut și trofeul Bacovia, am avut și medalii care le-am dat participanților. Și a fost o ediție mai plină de adevărat față de asta. Erau și alte vremuri și alte posibilități. El ne-a sprijinit până în 2016. Toate edițiile până în 2016, apoi să-i mulțumesc lui Sorin Brașoveanu, fost președinte până în 2020 și domnului președinte actual, Ivace Valentin Ivace. Oamenii au fost minunați care s-au implicat și care ne-au sprijinit fără ei nu putea face toate aceste manifestări, aceste ediții și n-am putut fi împreună aici la Bacău, cu Bacovia, lângă Bacovia, și cu prezența lui spirituală în sufletele noastre și în inimile noastre. De ce ținem să le mulțumesc acestor oameni care s-au implicat, trebuie să recunoaștem. Ar trebui să mai mulțumesc totuși și fostul primar, Stavarache, care în ediția de acum 10 ani s-a implicat și a dat și premii în valoare în bani. Deci primăria era primarul primăriei municipiului Bacău, și iată că atunci am găsit sprijin și la primăria Bacău. Astăzi ne decere, vedeți noastră cum e. Dar mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim încă o dată președintelui Bancea și tuturor celor care ne-au sprijinit ca să realizăm și această ediție omagială. Noi am zis ediție specială, ne-am întrebat de ce am scris acolo, am scris ediția 10 sau am scris ediție specială, pentru că e un moment special, da? 140 de ani de la nașterea Bacău. Dacă am greșit sau nu, e bine să ne judece, nu? Când spunea el, nu credem. Sau dumneavoastră să ne judecați, dacă am zis special în loc de ediția a 50. Nu, domnul Mălțătescu, asta ar fi ediția 50, de la cea din 71. Că s-au ținut an de an, trebuie să recunoaște, an de an aceste zi s-au ținut, sub diferite forme. Au fost formă din Bologna, doamna Carmen Halache aici. Reuniuni culturale, da, tocmai de asta. Spuneam, deja s-a continuat, n-a fost întrerupere. Apoi vreau să-i mulțumesc și lui domnul Jigu, o fac public, și toată plăcere o fac pentru cele două ediții de Bacfest, care au fost realizate, au fost realizate și așa. Mai ales că în acele ediții au fost implicat în tineri, elevi de la tineri, de școală, studenți, dar au fost niște ediții reușite. Să ne amintim și ce personalități a adus Jigu la Bacău în perioada respectivă. Pentru că a venit și bani. Asta e bine. Înseamnă că suntem în formulă completă. De asta vreau să mulțumesc lui Jigu pentru că merită. Păcat că nu se mai implică și ar trebui să mai implice că noi de acum mai stăm și acasă. Cum ar spune cineva. Mai mai stați și voi pe acasă. Tot țineți și sunteți pe afișă pe mână. Nu noi. Dar ce care realizăm aceste manifestări. Înțeles că e mai frumos să fii musafir și invitat, decât să stai să implici, să stai să... Să aștepți din altă, de fiecare
Da? Poate reușim. Eu care permanent la toate, la ce întâlnire am fost în acestea culturale, am atras atenția mereu că, domne, nu avem tineri, nu aducem tineri. Iată că reușesc și eu performanța să aduc un tânăr. De, eu știu, elev de liceu. Doamna până îmi spunea, foarte frumos, dar prea târziu. Dom'le, dacă vorbeam cu fiecare liceu, un tânăr, dacă permitea, aveam 10 tineri. Era ceva. Dar cred că nu ne-am gândit să facem așa, știam că aveam voie să intrăm în școli, deși în programul inițial am dat de workshop-uri, poate găseam 2-3 tineri doritori să vină la fiecare liceu, nu doamna asta nu găsa. Dar ne-am gândit prea târziu, poate pentru viitor ar fi o soluție să avem și tineri cuiva, trebuie să transmitem și să lăsăm aceste activități ale noastre. Că așa dispărăm noi, dispar și păcat. De ce s-a făcut până acum și ce se poate face în continuare, există resurse și bănești și spirituale și culturale, putem să facem avem probleme. Bun, o să rog pe domnul președinte al jurului să ne spună iar că așa seară, nu? Sunteți iar rău, domnul Lucian, despre jurizare, despre modul cum s-a reușit. Mă trebuie că am atât de multe lucruri de spus încât mi-e foarte greu să încep. Dar mi-aduc aminte, vreau să-l vedem pe Vacovia puțin altfel. Tocmai pentru că a venit și ploaia, ieri a fost frumos. Și l-am întrebat pe un inspector școlar dacă vreodată a picat, cum se spune, pe cineva la un examen de grad. Și a zis, da. Zic, da, unde s-a întâmplat asta? Zice, la Bacău. Chiar la liceul Bacovia. Dar ce s-a întâmplat? Zice, o doamnă profesoară a vrut să ne-l arate pe Bacovia mai altfel. Și când comisia s-a îndreptat spre clasa unde urma să aibă loc ora, s-au trezit în întuneric. Și dintr-o dată s-au auzit niște sunete lugubre, în care semăna ceva între urletul de lup și altceva. Și până la urmă s-au auzit într-adevăr și cuvântul plumb. Mă rog, au intrat și toată ora s-a desfășurat cam în asemenea manieră. Mă rog, omul a zis, becher mare, nu spui cine, așa, a spus, domnule, poate e o modalitate sau ceva. Și a urmat și ora de franceză, că știți foarte bine, trebuie 4 ore. Și avea articolul partitiv. Și a venit respectiva profesoară cu un borcan de dulceață, a dat câte o linguriță și spunea și le dădea fiecăruia arătând că de fapt ei înghit numai o parte din dulceața din întreaga lume și așa mai departe. Drept care omul a renunțat, a spus așa. A doua întâlnire frumoasă cu Bacovia, sper să fie neadevărată, a fost chiar cu această statuie superbă, pe care o consider una dintre cele mai inspirate la adresa unui scriitor. Se spune că sculptorul și-a apărat statuia cu trupul său, dormind în fața ei pentru a nu fi agresat. Ca să vedeți cât de avansați erau băcăvanii, cum dacă aveau statuia lui Shakespeare, cu siguranță și aș fi sau lui Cervantes sau ceva, ei s-au mulțumit cu Bacovia, care era geniul lor local. În fine, apropo de Bacovia și de nume, unii zic că vine de la Bacu, sună de la Bacău și așa mai departe, eu zic că vine de la Vasiliu, nu? Care înseamnă cu totul altceva. Mă rog. Dar eu spuneam așa, Bacău, ca oraș cultural, are avantajul de a avea câteva personalități care ajung pentru întregul alfabet.
Vă dau două exemple. Îl avem pe Alexandrica, să începem cu oameni. Dar îl avem și pe Sergiu Adam. Îl avem pe Bacovia, dar îl avem și pe Băleiță. Îl avem pe Cârneci. Și haideți să mergem și cu contemporanii noștri. Nu, îl avem pe Isaki, îl avem pe Savi și așa mai departe. Sigur că da, îl avem deci pe mă rog, Ovidiu Genaru și așa mai departe. N-are niciun rost. Cineva m-a întrebat, domnule, ați hotărât să dați un premiu Băleiță? De ce? Și zic, este unul dintre cei mai mari prozatori români. Pentru mine, cel puțin. Deci, atunci când mă formam ca scriitor, erau, evident, scriitorii care se clasicizaseră, autori de manual. Erau apoi câțiva scriitori gen Țoiu sau, mă rog, Băleiță și așa mai departe. Erau apoi tinerii lupi, între care Eugen Uricaru și mulți alții. Dar George Băleiță era directorul editurii Cartea Românească. Și, întrucât era singura editură care nu era cu concurs, nu era cu debut colectiv, m-am prezentat și eu cu o carte. Cartea a ajuns, eu vă spun ce știu. Ai răbdare. Valeriu, ai răbdare că ajung și acolo. Și la un moment dat, nimerește cartea la Sorin Mărcurescu, redactorul șef, Cornel Popescu, intervine în favoarea mea și îmi face o laudație. Domne, are premiul cu tare, premiul cu tare, premiul cu tare. Era, se purtau premii în fiecare județ. Băleiță, cu privirea lui inegalabilă, un verde otrăvit, se uită la mine și spune, tinere, deja ești celebr. De ce mai scoți și cărți? Absolut autentic. Dar Valeriu are foarte mare dreptate. A ajuns și ei în impas. Și a spus, domne, să facem concurs. Și s-a făcut concurs și la două noaptea primesc telefon de la Laurențiu Urici, care fusese președintele de atunci. Și mi-a zis, dragă, eu nu știam că tu scrii proză, eu știam că scrii poezie. Uite, te felicitări, nu știu ce, cu tare, cu tare. Și mă întreabă Băleiță, după aceea, zice, cartea se tipărește în două săptămâni, mă rog, trec peste. Zice, unde vrei să o tipărești? La Sibiu? N-avea nicio legătură cu Sibiu de astăzi. La Oradea? La București? Zic, nu, la Bacău. Mi-a zâmbit, orașul meu de suflet. Zic, nu, nu, e cel mai aproape de Piatra Neamț. Și vreau să vă spun, iertați-mă, am microfonul în mână, fac și eu ce vreau, pe urmă trecem la premii, că până la urmă la asta ajunge. Și, într-adevăr, cartea mi se tipărește la Bacău, era Bajora, Baran, da, Bajora, Baran, da, da. Și așa mai departe. Băiatul Baran mi se pare... Mihnea e, mă rog, e... pictor, sculptor și așa mai departe. Și grafician și fotograf. Și grafician, sigur. Foarte bun. Ei bine, mă duc acolo, pregătit și eu, cu salam de Sibiu, cu pastramă de pui pe care făceam noi la nu știu ce, să mă întâlnesc cu oameni. La care tipografele, două din ele, zice, vai, dacă ați ști cât v-am așteptat. M-am gândit, zic, probabil că așteaptă ceva, m-am uitat, zic, știți să o tratați? Nu asta! M-am uitat așa, aveam și bani pregătiți, dar nu știu cum să dai bani unei femei, e o nebunie. Și am zis, da, de ce mă așteptați? Ca să vedem un om bun. Eu plin de speranțe, zic, aș ști cartea?
Nu! Și atunci se taie bine. Zice, la dumneavoastră, la 27.000, cât avusesem eu tirajul, incredibil, așa nebunit, zice, doar două exemplare au rămas. Înseamnă că sunteți om bun. Bineînțeles că, ce mai țin minte din asta, m-am dus cu cele 30 de exemplare drepturi de autor la piept, credeam că toată lumea mă invidiază, mai ceva ca la un premiu Nobel, dar era iarnă și un bețiv încerca să se ridice, cum aș încerca eu acum, dar nu risc. De ce? Se deschidea ușa de la trenul respectiv și el atunci, văzând că nu se poate ridica, făcea ușa! Ușa! Vă spun, am uitat și de carte, am uitat și de astea, dar sunetul mă urmărește așa. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, suntem interjecționali. De aici pornim. Restul, verbe, substantive, mă rog. Revenind, mie mi se pare că acum se dau niște premii extraordinar de importante. Nu exagerez, dacă vreți putem face experiența, eu aș putea vorbi câteva ore despre fiecare dintre laureați. Cu precizarea că mai sunt în sală oameni despre care iarăși aș putea vorbi nu știu cât. Adică, hai să ne sărbătorim. Ce se întâmplă cu laureații? Ei sunt prietenii noștri. Astăzi sunt regine, regi și așa mai departe. Dar ceea ce este important este că victoria este a fiecăruia dintre noi. Și să vă spun ceva, cu excepția doamnei care, mă rog, vine cu partea aceasta mai puțin, nu au venit peste noi niciun fel de protestatari, niciun fel de oameni politici, suntem lăsați în pace. E minunat. Sunt între noi. Și vine Chișinău, și vine Suceava, și vine Galațu, și Focșaniu, și București, și tot ce vreți, și Bacău. E lucru minunat ce se întâmplă. Și atunci vreau să vă spun că sunt rare momente în viață când ești cu adevărat emoționat, pentru că fiecare din cei de față sunt valori, adevărate valori. De ieri până azi au murit doi oameni, scriitori. Poate au murit și alții. Numai în perimetru să zicem 100 de kilometri. Haideți să trăim cât mai mult. Haideți să le demonstrăm tuturor că suntem chiar și trupește nemuritori. Și atunci o să mă pot întâlni peste 50 de ani cu Carmen Mihalache sau cu Eugen Uricaru, tânărul Eugen Uricaru, aproape nu-l mai... Așa, superbul. Veneau cu Ion Pop la București și ne luau toate revistele. Venea toată echipa, Dinu Flămând, Adrian. Veneau cu Blandiana, acaparau Luceafărul, România Literară, tot ce era. Și când unul dintre noi a zis, da, totuși și noi, cei de la București, atunci am zis, da, uniți-vă, pentru că era spiritul echinoxului. Noi eram solstițiu, ei erau echinoxul, ei au câștigat. Asta e realitatea. Deci, v-aș cere să păstrăm momentul acela de reculegere pentru cei doi dispăruți, între care unul Pietrean, unul de la, să zicem, Focșani-Ordovești,
Dar din păcate, sincer, nu pot să stau în picioare și atunci nu vă pot cere dumneavoastră. Dacă vreți să vă ridicați dumneavoastră și să o faceți, tot. Să adăugăm și care este acestea, picoasă dumneavoastră. Scriitorilor, stau în paradisul scriitorilor, nu? Nu vedem. Când o ajunge și noi pe acolo, unde erai, paradisul acolo. Toți cei care își vor auzi numele sunt oameni deosebiți. Nu știu dacă domnul președinte sau domnul președinte, că acum suntem atâta președinți, că mai vine unul de la CAP și suntem în formație completă. Dar mă gândeam așa, Vozganian, de pildă, că apare pe ăsta. Deci la un moment dat, autocar, Piatra, Târgu Neamț, mă rog, seriile de poezie și așa mai departe, și cineva îi spune lui Ulici: dar de când a ajuns Uniunea Scriitorului un teritoriu pentru etnici? Era vorba de faptul că fata lui, cum îl cheamă, mă rog, regele Cioabă, așa, a fusese aleasă în Uniune și, evident, al doilea era Vozganian, la care Ulici s-a uitat la personajul respectiv și a zis: știi ce? Vozganian e mai mare scriitor ca tine. Și întâmplarea era cu 30 de ani în urmă. Deci putem continua. Și-a avut dreptate, sigur. Sau au fost discuții în legătură cu Eugenu Ricalu. Atunci când să îi se dea premiul Ion Creangă, poate unul dintre cele mai prestigioase premii. Ei bine, încetul cu încetul s-a ajuns la concluzia că este poate cel mai meritat laureat. Și a fost super. Ții minte? Nu. Nu? Da. Deci, ca să pomenim numai. Dar îi las plăcerea domnului președinte să spune, mai intervin și eu, dacă, și vreau să vă spun că nu trebuie uitată niciodată echipa. Acum, cum să vă spun? Domnul președinte, cum? Nu, nu, numai o clipă. Da. A zis așa: ai scos anul trecut o carte? Nu. Te pun în jur. Bineînțeles că bietul Petru Isache, care, cum să spun așa, a scos o carte, dar i s-a dat un premiu așa, mai pe sub mână, ca să nu fie nu știu ce, așa, pe la Vișoară. Nu pe la Vișoară, am dat chiar acum 2 ani. Bun. Deci, o echipă într-adevăr superbă. Și mă simt onorat. Sper să fie ultima dată, adică să vin și eu cu cărți. Băi, la anul... Așa. Și să vedem. Singura persoană care nu zâmbește deocamdată e Doina, dar știu că are zâmbetul interior. Da. Da, deci îmi amintesc încă o dată Juliu, eu stau în picioare, trebuie să mă mișc. Domnul maestru Lucian Strochie, doctor în filologie, președinte al jurului, domnul critic literar de prestigiu, domnul Petru Isache, doamna profesoară Florentina Stanciu, care este, a fost inspector până mai ieri de franceză, pe limba franceză, pe județul Bacău, dar e profesoară la fostul liceu Bacău, sau Ferdinand de astăzi. Așa. Domnul Dan Pieșa, prozatorul Dan Pieșa, cei mai mulți să știți, cred că toți să știți, să știți, mai zic ce mai mulți. Care s-a implicat de data aceasta în jurizarea de anul acesta. Spuneați că
Eu cream că premiile Ungreanului sunt cel mai valoros. Eu spun și trebuie să mă lau și cel mai valoros sunt premiile Gheorghe Baculi. Și cu cât îți mai mult premii sunt, cu atât mai mult sunt apreciați scriitorii și sunt motivați. În condițiile care și așa, fiecare își cărește cărță, adică nu mai s-au dus vremuri, când cât 26.000 de exemplare. Am zis, era 26.000 și noi că-ți poate 500 sau 1.000, mi se pare că ați fost sinonim. Și alea mai mult pe bani, pe bani proprii. Dar asta e situația, suntem unde suntem și cred eu că pe parcurs poate să vor mai îmbunătăți lucruri, dar și concurența online nu e mai permite să mai putem scoate mii de exemplare, că se scoteau, dar 100.000 de exemplare, în domnul să scotea Goga sau alții în perioada intervenirii, peste 100.000 de exemplare. Chiar și în perioada de până la 89 s-au scos 80-100.000 de exemplare. Și mai mult de 100.000 de exemplare. Dar asta se vreau cu bine, dar mergem mai departe. Și acum o să încep, așa cum spuneam și aseară, cu acele premii speciale. Aceste premii speciale, frumusețea asta, frumusețea lucrurilor, cum s-ar spune, e legat de aceea că sponsorul este tocmai un crescător de taurine, de fermă de bovine, care ne-a dat bani să putem da ceva pe lângă plachetă, să fie acolo și într-un pliculeț, și culmea te-am lăsat acasă, trebuie să mă duc să le-a ca să le dau la plachetă. Acum mă uitam și nu mai găsesc, ce-am făcut, da, vreau să acasă. Dar iată că sunt oameni inimă și domnul Ion Chirea, care despre el este vorba, care are o fermă de vaci cu lapte, undeva aici în Bacău, la Rădomirești, e un suflet generos și ne-a ajutat ceva bănuți ca să putem totuși să nu dăm numai o plachetă, nu așa, care însă ca simbol este valoroasă și fără discuții. În cont, asta rămâne numai. Vorba că eva o plasă în vechi, în viață, care spune, domnule, da, îmi dai bani, îmi dai banii, mi-e ceva și a dispărut. Dar rămâne ce? Diploma sau placheta care rămâne pentru generația care vine. Și asta cred că e cel mai important și de aceea zic că anul ăsta a fost așa cum a fost anul și n-am avut poate aceleași posibilități ca anul trecut sau cu 2 ani, dar e bine că am reușit și ne-a venit minte la cap să instituim aceste premii dedicate unor personalități a spațiului de mijloc a Moldovei, a spațiului juridic Băcău. O să rog să vină în aici pe scenă, pentru că pentru televiziune și pentru că e fiul să fie așa. Primul laureat din premiile speciale, premiul special Octavian Voicu, se acordă doamnei Ștefania Oproiescu. Parcă o să vreau să vină să ne spună câteva cuvinte. Vedeți? Până și medicii nu sunt feriți de a avea probleme. Ce s-a mai mare pantofi. Ce s-a mai mare pantofi așa este. Dacă vreau să-mi dați și un pantofi. Da, da, să poate să deci, îi trebuie, sunt onorată și emoționată, deci am primit acest premiu, particip cu mult drag la festivalurile și la toate întâlnirile de la filiala care m-a onorat să, și m-a primit în rândurile ei. De fiecare dată știu că atunci când te duci în casa cuiva trebuie să nu te duci cu mâna goală. Anul acesta eu am venit cu o carte care se cheamă Noaptea Pisicilor Cărunte și pentru că nu știu ce aș putea să spun mai mult, fără nicio legătură sau fără niciun fel de aluzie la ce s-a discutat înainte că suntem lucruri pe care l-am constatat și eu din ce în ce mai maturi
și din ce în ce mai puțini tineri, aș vrea să citesc o poezie scurtă. Am zis să nu se va face niciun fel de legătură, dar cam toți la o anumită vreme va trebui să ne vedem de drum. De la o vreme, o nărucă îmi trece pe curiș răzorul drumului. Vine și îmi spune să mă dau mai încolo, că pe locul acesta s-a plătit deja arvuna. Ei, și unde să mă duc și locul lui să-l iau tocmai acum când a căzut bruma? Dar nici nu se pune problema să iei locul la cuiva, slobozește în ruga cumul cuvintelor. Lucrurile stau exact invers și mintinterul leamă de os și de fiu a împăcării. Nedumerirea îndă roată ca fluturii și naște tăceri în aer tot mai subțire. Ei, nu te mai face că nu înțelegi și mai aud. E timpul să lași diminețile curate. Prunci vin din noapte să prindă lumini. Mulțumim! Asta este placheta. Mulțumesc! Încă o dată. Să zic că nu ne vede COVID. Și doctorii poți fi pacienți. Poți fi pacienți. Haideți să vă ajutăm. Să vă dea Dumnezeu sănătate, putere de om, inspirație și cititori mulți. Da? Trecem la următorul primul caz special. Să vedem cine apare aici. Premiul special vorbea domnul Lucian Struche despre cineva mai devreme. Premiul special George Bălăiță se acordă doamnei Caterina Petrescu Botoncea, prozatoare de Domnul îi place foarte mult la Moldova, că vede că am luat toate manifestările noastre și cele de la Vișoara, și la Piatra și la Bacău, mai multe rânduri. Așa că vă rog să spuneți ce vreau. Sunt extrem de emoționată. Pentru că, într-adevăr, eu iubesc această filială Bacău. Cred că este o filială binecuvântată de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, când a făcut omul, a zis, îți dau planeta Pământ, să ai grijă de ea și să înmulțești frumos. Ei, Filiala Bacău și revista Pum, cu toate clipa de acolo, asta fac, așa că mi se pare mie, asta e percepția mea, că fiecare ocazie întâlnesc frumosul înmulțit. Adică, în afara valorii unei opere, găsesc vibrația vis-a-vis de acea operă, de acel autor, de acel scriitor, George Bacovia mi s-a părut atât de frumos de întâlnirile aici alături de dumneavoastră. În atâtea feluri a fost prezentat. Am fost la expoziția de fotografii, de pictură de grafică a George Bacovia și mi s-a părut impresionant să vezi 100 și ceva de portrete ale lui Bacovia. Deci văzut absolut diferit, nu seamănă unul cu celălalt. Asta cred că este și percepția noastră despre Bacovia. Fiecare îl vede, îl percepe, îl simte după propria lui vibrație, pentru că el împrăște atâta vibrație încât fiecare primește o parte din această vibrație. Este extrem de complex, de larg, de generos Bacovia, iar acest, cu toate că folosește puține cuvinte, asta este cel mai frumos, impresionant, că reușește într-un mod aparent simplu să impresioneze atât de profund și de lăuntric. Eu vă mulțumesc extrem de mult juriului, Filialei Bacău, domnului Strochi, domnului Brăneanu, doamnei Cristina Ștefan aici de față, față de care am o simpatie feminină deosebită, și domnului Brăjișteanu și altor, domnului Petru Isachi, care ne-a dăruit câteva cronici foarte importante și valoroase, domnului Mihai Botez, care mi-a făcut o traducere la o carte în limba franceză, și celor care sunt aici prezenți și în rugătare cu mine.
Nu pot să spun multe lucruri sau probabil că am spus deja prea multe, dar le-am spus din suflet și de aceea o să închei prin a citi o poezie care este dedicată oarecum lui Bacovian, simțindu-mă cumva atinsă de aripa lui, dar totodată fiind trezită la timpul potrivit. Alerg. Alerg. Pe drumul lung, plin de vertope, plouă torențial cu frunze galbene și noapte, ploaia e mai iute ca mine, e oprind cu sfor și mă țin de ea bine. Poate mă spală, poate mă curăță de toate iluziile pătrunse în mine și de zâmbetul copilului care plânge, taci suflet, el nu mă aude, doar plânge, că nu am știut să-i aduc nemurirea promisă de îngeri. Gleznele mă dor, în pantofii tocmai neîncăpători, timpul fuge, îi arunc, desculță, e mult mai bine, părul înroșit în stării de ploaie, stoc inima din pieptul meu, sunt primul copac de sfânzit. E plină de lacrimi și doare, iar eu trebuie să alerg, să ajung din urmă trenul cu apă violet, care mă va duce. Privesc cerul, pe cele arcuri boreor, ce se învârtă în sens invers, degetele îmi tremură în timp ce prind din univers stripa. Te-am prins, ah, te-am prins, oață, dar nu ești decât un fluture, un fluture în ploaia care plânge. Te apropii cu minte de buze, facem o piruită prin frunze și sărut o vitită aripa. Apoc din mers vara și urc scara vagonului rece, vântul îmi șuieră în urechi, vezi steaua? În curând vom ajunge. Trezește-te, mama, ți-am făcut cafeaua și dulce. Mulțumesc, mama. Mă doresc la fel să a spus cuvintul unui vedic, eu poate acum are treabă la parte, așa că nu e problemă. Tot la fel vă doresc sănătate, inspirație, putere de muncă, cititori cărți bune și cititori mulți, iată o poetă, de fapt și o poetă, nu o prozatoare. Urmează un premiu special în amintirea unui prieten drag nouă și Bacovloș, care a fost la foarte multe ediții și a și câștigat la noi premiul Bacove. Premiul l-am numit premiul special Nicolae Dabija, pentru că l-am considerat întotdeauna ca unul de-al nostru. De-al nostru, de aici de la Bacove. Se acordă doamnei Victoria Fonari, în cadrul evenimentului de astăzi, iată, pentru că, vedeți, vin reprezentanți valoroși la Chișinău în, aici, la manifestările noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Este un premiu care foarte simțit și evenimentul de astăzi al unui eveniment cultural care dă lumii 50 de ani este un exemplu în care există continuitate, în care există lucruri de generații și este foarte important acest lucru. Vă mulțumesc mult că acest premiu poartă numele lui Nicolae Dabija. Nicolae Dabija a fost scriitorul care a scris recomandare ca să devin membru a unui scriitor din Republica Moldova. În acel an, 2009, se cerea pentru ca să devin membru două recomandări. Și cele două recomandări, una a fost scrisă de Nicolae Dabija și alta de Aurel Iuse. Și pentru că m-ați făcut să descoper Bacovia altfel, vreau să vă citesc o poezie din Atingeri de Aer. Ochii peștelor din ploaie, peninsula lunică bruscă, orașul își pietarează clădirele în nuanțele caleidoscopului selectiv.
de apă adaugă o dimensiune, timp, spațiu și adâncimea ambilii, reversul, fotografiază. Pornește singurătatea, cu umbră galantă în contur de violet, în care joacă pești, fantasmagorici, sculptați din sclipiri de lumină, sar, se schimbă în locul corpul de minunat varu cu pești cel mai reptilin și arăgă nada de gânduri, nu țin pom de nod și rând. Și având această... Deci nimic nu este coincident. Domnul Viriță a luat cu sine acest fulger care am fost dedicat lui Nicolae Davija și dacă îmi permiteți am să citesc o poezie pe care am scris-o în memoria. Fulgere de durere. O dimineață în care neantul a deschis ușile pentru poet. Oriunde era Nicolae Davija scria, ce a scris cu privirea în pe pereții spitalului? Probabil, la un moment, spitalul s-a transformat în bibliotecă. Halatele medicilor au devenit hârtie albă, gata să fie scrisă. Dar una poetului nu mai are putere decât să-și scoată aripile de sub cămaș. E timp. Plec. Așchile de stele mă cheamă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Împreună, mulțumesc și vă sunt foarte recunoscătoare, domnul Brăneanu. Da. S-a făcut poză, da? Da. Mulțumim încă o dată la sănătate. Sper în continuare că vom colabora la fel de bine ca și până acum cu cei de la Chișinău. Cu... Vot? A, n-am poate desi. Asta era problema. Așa, da, mulțumim. Hai să vorbim ceva acum. Următor. Nu, toate, o să mergem tot cu o doamnă. Premiul poartă numele unui poet internațional, o să zic, cel care a înființat curentul Dada, da? E vorba de Tristan Țăran. Deci premiul special Tristan Țăran, pentru că vorbim de un poet european mult, cu mult, înainte de mulți ani, să zicem așa. Și știți foarte bine că în Brazilia, dadaismul este aproape originist de stat. E foarte mult apreciat și gustat dadaismul în Brazilia. De aceea am zis că se merită să dăm acest premiu tot unei poete, poetese, internațională, așa, că e și româncă, și franțuzoică, nici nu mai știe nici de asta, că, care este naționalitatea. E vorba de Christine Bernadette Rousseau. Mi s-a luat și premiul internațional Poeți Fără Frontiere, a luat mai multe premii în Franța, cât mai multe în România. A trăit la Paris, trăiește și la Petești. Mulțumesc, să știți că n-am avut timp să realizez nimic. Și așa se întâmplă când ți se face o surpriză. Ești în mintea spune oare ce trebuie să spui acum, fii și tu inteligentă, descurc că mă simt onorată, mulțumesc de invitație, că am grijă de mine. Până acum și sper să mai facă. Mulțumesc mamei mele că m-a susținut. Vreau să vă spun că acolo unde m-am dus, și anume în Franța și Italia, în cele două țări am câștigat o premiu și mi s-au invitat cărți, am alături de micul meu speech, se știa când am câștigat premiul, în
franceză sau italiană a ținut spiciul și română, chiar dacă nu era nimeni în sala care să înțeleagă română. Dar reacția era, reacția celor care ascultau era o reacție fantastică, de plăcută. Îmi spuneau, sună extraordinar de frumos schimba ta. Nu puteam să mă duc în, acolo unde mă duc, sau mă rog, unde mestre și casa, fără ca să mă duc în limba română, care este limba mea de emoție, limba mea maternă, limba în care probabil o să și mor. Și reacția era așa de suflet, pentru că nu poți să te duci în nicio țară fără să te duci cu cuvintele tale pline de sens, pline de cuvintele tale din inimă, și cuvintele tale din inimă sunt în limba în care te-ai născut. Cred că o să vă citesc un poem, lasem cartea ca să o dăruiesc, am dorit de aseară nicio carte, și o să vă citesc un poem din cartea mea Să mergi călare, să întinzi arcul, să spui adevărul, o carte care, în care trec în poezie, trec continentul Africa și cu triburi, cu oameni, cu meserile lor. Despre Marujan, ce ai să vorbești despre Rachel? În Tamani am văzut, e atât de bătrân, încât nu mai poate muri prin vrajă, prin luptă sau prin blestem. El va trebui să își aleagă o zi în care să moară. El știe că în acea zi vântul va bate ușor și va duce sufletul până în locul în care un șarpe, un leopard, un mistreț sau un hipopotam va fi pregătit să-l găzduiască. El roagă cerul ca sufletul lui să-i fie primit de un leopard de aer, de zmirdă sau de nan. Luna se va întoarce de două ori în același loc pe cercul prezicerului lui Tamani. Atunci fiul lui va porni la vânătoare. Tamani va trimite animalul ființei lui în bătaia săgeții fiului, cu pielea de aer, de zmirnă sau nard animalului, fiul lui Tamani își va cumpăra o soție. Tamani surâde, închide ochii și moare. Povestea se spune mereu și mereu, până când înțelegi că Tamani este o dreaptă. Mulțumesc! Noi mulțumim că v-ați la Bacău, e că ne-ați gratulat prezența noastră la Bacău, doamna Cristin Iuso. Sper să mai gustiți și de Bacău și de Bărgări de Bacovia și să veniți mai des la acțiunile noastre, încă o dată. Nu am regizat nimica. Domnul președinte, nu fiți imitori dacă vreți să pupați noastră. Nu, mă gândeam la următorul lucru. Chiar vreau să am luat microfonul, nimic nu-i regizat. Dacă ați remarcat până acum un lucru uluitor. Toate premiile le-au luat femeile. Deci, studiez de până acum. Așa, deci vom sugera domnului președinte ca viitorul juriu să fie format din femei, ca să mai ia și bărbații din când în când premii. Eu nu plec fără să vă mulțumesc. Da. Așa vom face, mă înțeleg. Dar conduce la finale în luna ianuarie. Și pentru că ne apropiem de bărbați, da, nu? Cu firească pudoare, nu? Da. Așa. Vreau să spun totuși câte un rând despre fiecare. Când mi-a fost prezentată Ștefania de Gheorghe Neagu, mi-a spus, este cea mai inteligentă femeie pe care am cunoscut-o. Sigur că spiritul meu a zis, dar ai cunoscut multe femei, iar el a mai adăugat, ai să vezi, și mai are ceva. Are o ironie și așa asemănat cu Oscar. Atât despre Ștefania, în rest ați uitat.
despre Ecaterina Petrescu Botoncea. Culiță Ușurelu mi-a spus, măi, am o carte interesantă, se numește Camino. Vreau să o premiez, dar vreau să o citești. Am citit-o, am vorbit și așa am cunoscut-o pe doamna doctor. Și după aceea, într-un șuvoi, au început să vină cărți de poezie, de proză, cu siguranță va scrie și critică și, nu știu, probabil teatru și așa mai departe. Foarte talentată. Adică reușind să dea, să facă acest balans extraordinar între rigorile poeziei și rigorile proze elegante. În fine, Vittoria Ponari este o apariție flamboiantă. A venit la toamna, la seriile, la Hanul Răzeșilor, la Seara Basarabeană. A fost o apariție extrem de pitorească, era acolo și, sigur, Nicolae Dabija și ceilalți. Și ne-a fermecat vorbind perfect românește, cu un accent ușor siberian, ca să nu spun altceva. Dar îi mulțumesc pentru că a fost prima traducătoare a mea în limba rusă și vă spun că a tradus limba masiv. Moldovenească. Dar asta n-am să uit niciodată, mi-a tradus sonet de limba rusă, ceea ce e o nebunie, adică asta îi mulțumesc acum. Dar nu pentru asta, ci pentru calitatea. Ea poate să facă orice, să scrie proză, poezie, critică, mă rog. De unde și polivalența necesară de care vorbim. În fine, Bernadette Rousseau și e mai veche cunoștință, eu m-am temut sincer când i-am dat premiu, zic, s-a terminat. Dacă Bernadette vine și ne ține un spectacol de teatru, nu mai, nimeni nu mai poate să scoată un cuvânt, pentru că este și foarte talentată, e foarte excentrică și stă bine, așa. Și deci, toate calitățile. Deci, iată, până acum, fără să ne gândim, credeți-ne, nu suntem nici misogini, nici perverși ca să votăm femeile, ca să se certe după aia între ele, sau nu. Chiar au fost premii pe bunele. Voturile au fost în unanimitate, ceea ce e foarte frumos. Da. Acum continuăm cu bărbații, tot cu premiile aceste speciale. Aveam printre noi un distins profesor, fost profesor, dar rămâne profesor, cu doctorat în Franța, pe Malamien, deci pe poetul Malamien. Noi am avut și de vreo 2 ani a părăsit, cred, unul din marii oameni de spirit al României, a spațiului românesc, domnul Daniel de Trațindește, părintele lingvistici matematici, nu? Domnul Daniel, așa este. Deci, cel care a inventat lingvistica matematică și vorba de Solomon Marcus, pe care noi l-am cam uitat. Și mai ales universitatea, așa pare rău, care trebuie să facă fiecare an mai încât o manifestare dedicată acestui bărbat extraordinar care vine cu atâta dragă acasă, sunt atât de bine că vine acasă în domnul Dan Petrușor și noastră. I-am întâlnit de multe ori cu dânsul și simțea că trăiește bucuria de a fi, aici la Bacău și venea cu drag la Bacău. De ce am legat cele două nume? Solomon Marcus și cu premiul și acordul domnului Mihai Bătez sau Stâncaru, m-a spus așa dată că dacă Franța în Malarme, scrie în limba franceză, scrie și în limba română, este poliglot și un om de calitate extraordinară. Bună seara! Să mă prezint pentru că vorbesc mai mult de jumătate de cei de față sau abia au auzit de unul din numele mele, sunt un fel de omul complex, pentru că, iată, și la Botel, când m-am pus, m-au găsit pe listă, păi, și nu sunteți, că-i căutați să pe numele celălalt, că ăsta există, dar eu sunt în două.
Așa, așa a fost. Acum, ce aș vrea să vă spun? Înțeleg că prima a fost pentru critică. Da. Sau și pentru tot, da. Oricum, ultimele două cărți sunt de critică. Am adunat în ele o activitate de 45 de ani. Am îndrăznit după ce am fost împins, scrie, că uite ce lucrări frumoase faci la seminarii, ia uite că ai fost în Franța și ai venit cu diplomă în alte studii în literatură și civilizație, uite că se da. N-am încredere în nimic. Și zicea, încearcă. Și am încercat. Deci aproape jumătate de viață. Pot să spun că așa, spre sfârșitul vieții vine o recunoaștere, dar cum zic englezii, că mai bine mai târziu decât niciodată. La proverbul ăsta eu aș avea, la partea a doua lui, de care ne-am spus-o, aș avea o accepție proprie, never too late. Așa. Și vreau ca să vă spun, de ce am scris, mi-am pus pe întrebarea, ce m-am împins să scriu, pentru că nu am ținut în viața mea să scriu. Mi-a plăcut să fiu profesor, am visat să fiu profesor, am ajuns să, nu chiar simplu, să fac și instrucția. Pentru că o parabolă din Evanghelie m-a pus pe gând și nici acum nu am reușit să rezolv. E vorba de parabola talanților. Acolo se spune că cineva, plecând din localitatea lui, a înmânat la trei slujitori trei sume diferite de talanți, sume mari, de fapt. Eu n-am înțeles niciodată. Cel care a dat, cred că știa de ce le-a dat la unul mai mult, la unul mijlociu, la unul doar unul singur. Dar cei care au primit, cred că n-au știut niciodată. Și eu m-am gândit mereu, oare cât mi s-o fi dat mie, așa, cât m-am descris, cât m-am descris. Pentru că aș vrea să mai mă liniștesc, cum se spune, că am și alte treburi de lumea asta. Sunt din comuna Agapia, comuna nemțeană, ați auzit datorită mănăstirilor de acolo. Sunt patru sate în această comună și sunt patru oameni mai deosebiți. De acolo aș vrea să le, cum să spun, amintesc pe ei. Unul este fostul rector al Universității din București, profesor, doctor, sociolog Ioan Mihelescu, decedat acum 13 ani, de o vârstă cu mine. Facem eforturi mari ca acolo satul Văratic să comemorăm această personalitate. Am reușit și am pus pe casa memorială o placă. Vom face și o sesiune de comunicări cu cei de la București și un comitet de inițiativă. Al doilea este un consătean, Nicolae Scurtu, istoric de arat la București, despre care, siguranță, știți mai mult, unul cu 20 de cărți. Al treilea, un distins poet, care, din păcate, ne-a părăsit acum câteva luni, Gheorghe Simon. Și, da, vrând nevrând, pentru că am și un jur de ceva peste 10 cărți publicate, scrise, am mai multe, Mihai Stâncaru, prozatorul, Mihai Botez, criticul cel publicat. Vă mulțumesc pentru atenție și, cum să spun, sunt bucuros că vine o clipă când mai se întoarce și ochiul zâmbitor al convenției către un credincios, zic eu. Credincios de la Barata? Da. Și da, la mănăstire, dacă vreți, vine dată nouă. Asta este meritul nostru. Repet, încă o dată, Nicol de Vinda, un moment târziu, când la hotel, la masă, când am dus la masă, ne-am uitat acasă. Dar de un pic o fugeți, că n-am văzut după ce. N-am văzut după ce. De ce să fugeți și după ce fugeți? Dar mulțumim să dăm atât de concentrată și dezidrație și să ne întâmplă așa, nu fiți modeste. Și acum am lăsat la urmă pe tot un bărbat care ne-a vorbit astăzi foarte mult și foarte bine, zic eu. Dar sper că în seara asta ne vorbește puțin. Adică nu ne mai ține un scurs despre Bacovia, ci doar câteva cuvinte. Lângă Bacov, la margine, s-a născut un alt critic mare, profesor universitar, la București, cu povestea și cu altă ocazie, în 90, când s-au făcut listele pentru Senat, președintele de atunci era un băiat, când avea vreo 30 ceva de ani, vine domnul profesor, să-l punem la semnat pe un loc
medici. Primul loc era totuși profesorul despre care vorbim mai târziu, dar care președintele mi-a spus, nu, domnul profesor, noastră locul 3. Primul din două locuri sunt ale noastre. Și bineînțeles că Sandu Pilu, despre Regorba, a refuzat să mai candideze pe lista la Bacău, pentru că s-a simțit normal, jignite, invita mai profesorul, primul undeva la toată lista. De aceea, premiul se cheamă premiul special Alexandru Piru, în memoria și în amintirea acestui om extraordinar, dar nou, l-am comemorat, domnul Danila, știi treaba asta, cu 3 săptămâni, parcă, la 100 de ani, la biserica de la Mărci, în locul din naștere. Acest premiu se acordă unui alt critic literar, care și cronica și critic literar, Liviu Hiscov. Un profesor, data asta scurt. Da, aș vrea să mulțumesc în primul rând domnului președinte Domenico Brăneanu pentru surpriza plăcută pe care mi-a făcut-o, să mulțumesc de asemenea jurului domnului Lucian Strut, președintele jurului pe care îl cunosc de mai mult timp și pe care îl apreciez în mod deosebit, ca și dumneavoastră, sunt sigur că dați seama. Și de asemenea, bineînțeles, trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră, fiindcă m-ați suportat astăzi să vă vorbesc despre Bacovia, dar mi-am dat seama cât de multe mai sunt de spus despre Bacovia. Nu vreau să intervin mai mult, să trecem la Alexandru Piru, care este tot de Mărgineni, acolo unde locuiesc și eu actualmente. Și pe Alexandru Piru îl cunosc de foarte multe vreme, sunt unul dintre cei care l-au cunoscut cel mai bine. Am aflat despre comemorarea făcută la Biserica din Mărgineni în acest an. Mi-a părut rău că nu am fost prezent acolo, fiindcă Alexandru Piru, de pildă, care mi-a fost profesor la Universitatea din București, diploma de licență a mea este semnată de Alexandru Piru, a fost în comisia de examen de licență împreună cu Dan Simonescu, întemeitorul filologiei românești, și cu Ovidiu Crohmălnicianu, cei trei. În fine, este un moment în care l-am cunoscut, apoi am oferit biobibliografia, am scris despre ea, am scris și eu despre o carte a domniei sale intitulată Varia, o colecție de cronici literare, așa încât mă leagă niște amintiri de Alexandru Piru, pe care pe urmă l-am mai întâlnit, a venit la liceul pedagogic unde eram profesor, l-am aniversat când am venit 70 de ani, domnul Denilă știe, era prezent acolo probabil și așa mai departe. Așa cât mă bucur că premiul pe care îl primesc în seara asta poartă numele lui Alexandru Piru. Mulțumesc încă o dată tuturor și domnului. Soarta Batovina v-a legat. Și la mai multe alte premii. Și acum am terminat cu premiile speciale și intrăm practic în premiile cele dedicate festivalul nostru, premiile George Bacovia, premiile naționale George Bacovia. O să rog pe Dan Peierșan să las vreau pe telefonul, că sunt mai mic mai târziu, să fac un laudație, fie laudație, un primii noastre, ascult laudație, un primii noastre premiate. E vorba de premii pentru debute dramaturgii. Surpriză, că trebuie să spun ceva. Dar mi-e ușor să vorbesc, deoarece Violeta Salvu este colega mea de redacție la revista Ateneu, este poetă, probabil că o cunoașteți toți cei de aici, are mai multe volume de poezie, dar i-a făcut și alta teatrală și chiar a ajuns cu piesele ei să fie jucate pe scenă, a avut împreună cu prietenele ei odată un spectacol formidabil, acum nu mai știu, 2 ani să fi fost aproximativ, și ea acum practic
debutează din nou, dar debutează în dramaturgie. Dramaturgie în care sensibilitatea ei poetică se face foarte bine simțită și cred că premiul acesta pe care îl ia arată că a reușit foarte bine și în dramaturgie, nu doar în poezie. E o dramaturgie altă decât scrie domnul Viorel Sabin, deci nu se concurează în zona dramaturgiei. Felicitări, Violeta, pentru premiul. Da, mulțumim. Am să am primit toți cei primeați, ca de fapt să nu mai prezent să s-a încătă numai doi. Să treacă pe la doamna Matilde Olsu, ca să-și semneze, să-și apănuță și semneze. Deci, premiul special pentru debut în dramaturgie Ion Luca se acordă doamnei Violeta Sava, în cadrul evenimentului Toamnă Bacoveanu, 140 de ani de la nașterea poetului George Bacoveanu. Mulțumesc! Trebuie să țin eu, dacă e de... Dacă țin eu. Fac o rectificare. Piesele mele încă nu au fost jucate pe scenă, dar Elisa Noemi Judeu a susținut o lectură publică în 2016, când am primit un premiu cadrul festivalului de monodrame din Bacău și mulțumesc pentru această lucrare extraordinară. Să începem cu rachia. Să-i dau și telefon să vorbesc. Nu se-a întrebat doar lui Doră Savin, care este un dramaturg pe care eu l-am apreciat foarte mult, îi admir opera. Am învățat câte ceva din piesele de domnia sa. Cred că la hârtie cu copacii pe natat în fața lor, țin minte că i-am trimis pe e-mail și m-a sfătuit cu generozitate și mulțumesc. Mulțumesc lui Dan pentru prezentarea sensibilă și eu spuneam monodrame. În această carte sunt patru piese de teatru, de fapt doar una singură. Prima este sub formă de dialog și am evocat Giganța ai Artei Universale, în piesa cu dialog, mi-am imaginat un dialog între marele poete Sitea Plas și Soru Farozat. E de la 14-45 și există acolo un monolog care se intitulează Jesui Vida, evocând-o pe Vida Calo. Iar în Hârtie cu portative am evocat viața marilor artiști Clara și Robert Schumann și cu permisiunea dumneavoastră vă voi citi o scrisoare pe care mi-am imaginat-o, că Robert i-a trimis-o Clare. Vrei să ții? Robert Schumann a suferit de demență senilă și țin să menționez acest lucru pentru a se înțelege mai bine scrisoarea. Dragă Clara, aș vrea să pot să-ți dau veștiune, dar deocamdată nu simte ca, cu toate că totul este foarte atent și bun cu mine. Dar uneori, Clara, medicina nu poate face nimic. În fiecare zi îmi pierd echilibrul. Nopțile, când reușesc să prind câteva ore de somn, visez grozav de mult și visele sunt negre. După nopțile mai albe decât cele pe care le-am văzut împreună la San Petersburg, sunt complet epuizat la sfârșit. Mă așez în fața oglinzii și nu mă recunosc. Fața mea parcă e un cap de pește turpit de o lovitură puternică de lopată. Zile la rând am tot felul de halucinații, unele mai înspăimântătoare decât cele pe care le-am avut în ultimul timp acasă. Vin spre mine hiene cu colți însângerați să mă sfâșie. Într-o zi, am fost convins că s-a furișat cineva în cameră și am sclavul pianului cu o travă periculoasă. Mi-a fost atât de frică, simțeam colții morții. După câteva episoade de acest fel,
vine și ziua când mă liniștesc. După 2-3 zile de liniște, mă simt aproape ca un om sănătos. Mă așez la pian, iar uneori chiar lucrez. Dacă ai vedea ce note mă slăvesc în mijlocul crizelor, când mă desmedicesc citindu-le, ce jale mă deprinde. Nu o să vină să crezi. Am vrut să stau în pian. Am luat un scaun pe care l-am trântit violent de pian. Mă așteptam să iasă de acolo în ciurce ritmul. Scaunul s-a adopt în bucăți, pianul e întreg. După această scenă isterică, stage, adică doctorul, mi-a confiscat pianul. Iar după mai multe zile în care am fost cu minte, mi-a făcut o mare bucurie și mi-a dat înapoi. Cânt în fiecare zi și e bine, îmi este ceva mai bine. Mulțumesc, mulțumesc pentru premiul că sunt în și eu doresc în continuare succes și în dramaturgie, să rogați piese, poate cu... Și trece la doamna mea, așa. Da? Succes! Și acum intrăm în premiile propriu-zise, cele 4 premii. O să rog domnul maestru Lucian Stropie să facă un scurt laudațiu pentru câștigătorul premiului George Bacovia pentru critică literară. Cred că ar trebui să încep cu evocarea personalității lui Adrian Dinu Rachieru. Eram la Iași și ne-am apropiat instinctiv unul de celălalt. Și l-am întrebat, știind că e la Timișoara, acum profesorul universitar. Domnul Stropie despre dumneavoastră și în momentul în care termină. Și mi-a mărturisit că a ales Bacăul din mai multe rațiuni. Așa l-am cunoscut atunci, am discutat îndelung da. Despre literatură. Și nu, am descoperit în domnia sa un critic grav. Un critic care nu făcea o cronică de tip feuilletonistic, ci încerca să surprindă critica literară în diacronia și în sincronia ei. Și nu vreau să spun altceva decât că după lectura trei cărți impozante îl consider cel mai pertinent critic de proză pe care îl avem actualmente, evident. Un om care nu face niciodată compromisuri, un om care are rectitudine recunoscută, un universitar și care, iată, deși categoric putea să aleagă și alte zone, rămâne fidel Bacăului. Adrian Dinu Rachieru a venit cu o carte, mărturisesc, încă n-am citit-o, sper să ajungă asta, care iarăși completează ceva. Și cred că orice prozator va fi fericit dacă va intra în reflectorul său, atât de crud, dar atât de exact. Pentru că, într-adevăr, acolo, așa ca într-un mozaic, se găsesc toți prozatorii români, admirabili, fixați. Și mai ales, ceea ce este extraordinar în critica lui, nu este influențată de timp. De, nu se schimbă în funcție de. Deci el rămâne același. Da? Acum al... O să vă zic câteva cuvinte pe telefon. Da, vă rog. Bună seara. Da, bună seara. Spuneți. Vorbesc, doamna. Mulțumesc pentru această legătură și, desigur, vreau să-i
care participă la cinstita adunare Wecomano, cu regretul imens că nu sunt alături de domniile voastre. Bateria ca-ntotdeauna ne adună și, sigur, câteva frate voi spune și eu, mulțumind în primul rând jurului pentru înțeleapta decizie domnului Stoici pentru acest laudațiu. Presupun că m-a laudat, din păcate... Chiar bine, chiar bine, va. Nu știu dacă destul, dar bine, glumesc, desigur. Vreau, cu gândința dumneavoastră, câteva cuvinte să spun. Vă rog. Următorul laureat tot în lipsă, dar o să-l chem, o să-l rog pe domnul Petre Isachi, criticul Petre Isachi, să ne spună câteva cuvinte. Un scurt, tot așa, un scurt laudat. Nu, nu, cu interviu, nu puteți, hai că vă...
Lasă-mi, domnule, tot jurul e valid. Să fac acolo de mișcare așa, nu din alte considerente. Trebuie să vă vorbesc despre un scriitor pe care îl cunoașteți foarte bine fiecare dintre dumneavoastră, Varozan Ozganian, poet, romancier, eseist, economist, matematician, om politic, poliglot. Este exemplar aproape în fiecare, în fiecare domeniu s-a manifestat, de pildă ca economist a terminat cu nota 10, a luat doctoratul, matematician la fel, și iar în literatură strălucește după mine în, în arta romanului. Capodopera lui este, cum o știm cu toții, Cartea Șoaptelor. Admirabilă vocația președintelui Uniunii Armenilor din România de la reînființarea acestei Uniuni în 1990 și, desigur, a vicepreședintelor Uniunii Scriitorilor din România. Funcții pe care le îndeplinește cu foarte mare acribie și ordine și inteligență. Întorcându-ne la capodopera lui, remarcabil mi se pare voința lui de a-și promova acest roman care transfigurează ideologia iertării și a uitării, dacă vreți. Are peste 200 de lecturi publice, apropo de lectura publică, spunea cineva aici, 200 de lecturi publice în 30 de țări, în toate continentele lumii, cu excepția Antarcticii. Treaba pe care a făcut-o personal. Adică unul din este un model în opinia mea în ceea ce, în ceea ce înseamnă promovarea proprii opere. Pentru că alții nu o fac dacă nu o facem noi. Este un roman politic de excepție, aș spune eu, folosit chiar de oamenii politici. Este admirabil această îmbinare a omului politic cu scriitorul și cu celelalte atribute pe care le am spus. Este un premiu bine gândit, este un premiu meritat din toate punctele de vedere. Romanul nu este la citit, dacă nu l-a citit, este o carte care trebuie citită, ca să spunem, foarte repede, pentru că este importantă din toate punctele de vedere. El este un artist înăscut, ca să spunem. Intră aici în joc metafizica armeanului, inteligența artistică și cultura, erudiția neostentativă, aș spune eu, și e una dintre cele mai bune cărți ale secolului care are în transfigurare genocidul, cunoscutul genocid împotriva poporului armean din 1912, 13, 14, 1923. Este, de asta spun că este un roman politic de excepție și de asta cred eu că trebuie citit. În grila, v-am spus eu, a împăcării și a uitării. Deci nu este un roman ostentativ, nu știu cum, naționalist. Este important. Folosim în timp de președinte al Columbii, ca un caz așa, la citit și a fost în negociere cu grila din zona respectivă. Da, mulțumesc mult, sigur că este o carte pe care o cunoașteți toată lumea, de asta nici nu insist. Insist pe personalitate pentru că se impune după mine. Este vicepreședintele Uniunii Scriitorilor, prim vicepreședinte, ceea ce contează. Am impresia că se ocupă de finanțele noastre, da.
Dar mulțumim și ce cu de finanță, nu știu. Oricum, a avut un merit domnul Nicolae, știi foarte bine că după ce s-a dat acea jumătate de pensie, a mai fost încercări în ultimul timp de a fi suspendată. Și intervenții din dânsul domnul Manulescu a reușit să stopeze deocamdată, sper să rămână, să nu se mai întâmple lucrurile astea. Dar o să ne spunem mai mult. Am vorbit cu dânsul chiar mai devreme, e la Neptun, pentru că exact astăzi la Neptun este festivalul tinerilor creatori de poezii, care îl organizează numai scriitori, tineri din toată țara, și dânsul e acolo cu domnul Manulescu împreună pentru a participa la această manifestare. Deci așa este mare regret că n-a putut și nu poate să fie în seara asta, dar ne-a promis că va face o lansare de carte de nou la Bacău și atunci o să ne întâlnim din nou cu dânsul. Și acum urmează un alt premiat, penultimul, și pe urmă vedeți ce mai face. Rog pe domnul Stropiu să spună un lucru. Da. Pentru că am vorbit aproape despre fiecare, am spus câte ceva, vreau să evoc calitatea traducătorului de limbă franceză, Mihai Botez. Lucram împreună la o ediție plurilingvă, inclusiv în latină, și erau câțiva doctori în filologie, inclusiv pe franceză. Și încercam să găsim cea mai bună traducere a cuvântului cuvânt. Cum să spunem? Evident, s-au propus 10 variante. Cea mai bună a fost a lui Mihai Botez, Le Sirmo. Cred că ajunge. Deci vreau să vă spun că este un prozator de mare forță, un om care aș spune că cunoaște franceza nu numai pe partea de, cred că și aspectul paraverbal și tot ce vreți despre franceză. Mi-e greu să-mi imaginez că ar fi ceva ce nu s-ar, ce n-ar ști sau n-ar intui sau, mă rog, dacă nu ar inventa și tot ar fi ceva. Despre Varujan Vozganian pot să spun, între altele, și vocația lui de, pe care a fost, de fapt a fost evocată și la Eugen Uricar, deschizător de drumuri. Deci el a reușit la Roman, un festival Garabeti Brăileanu, aflat acum la a treia ediție, și sigur s-a legat foarte bine de 150 de ani Garabeti Brăileanu, dar ceea ce a făcut mai mult este faptul că a legat comunitatea armeană de români. Așa încât nimeni, toți erau și armeni, iar armenii categoric erau și români. Excelent vorbitor de limbă română, cu un discurs admirabil, excelent vorbitor de armeană, atât de bun încât n-am înțeles nimic. Dar îmi dau seama după ambasadorul armean care înclina din cap de fiecare dată, deci era și nu bulgărește. Nu, las gluma la o parte, un foarte bun traducător. Și am ajuns la poate cea mai insolită, pentru mine cel puțin, personalitate evocată astăzi, și anume Cristina Ștefan. Repet, pentru mine. În primul rând că atunci când am văzut postările de pe Facebook, cineva m-a întrebat dacă este bărbat sau femeie, dacă e pseudonim sau în realitate. Eu zic, cred că e așa. Zic, dar ce-ți veni cu, de ce crezi că e bărbat? Omule, tare, omule, așa. Bine. Pe urmă a zis, domnule, vezi, zice, femeia asta are spini. Mi-a zis altcineva. Zic, dar de ce? Păi zice, te-ai gândit la numele ei? Și atunci mi-am adus aminte că Ștefan
înseamnă Ștefana, înseamnă coroană. Iar Cristina, evident, e legată de Crist. Și atunci, iată, numele ei însemna acea coroană de spini, până una alta, a lui Iisus. Dar acești spini este cei care ne vindecă. Și Cristina face o chestie extraordinară. Eu nu discut acum despre poeta, pentru că ea a luat premiul pentru poezie. E un capitol altceva. Dar nu există carte, nu există autor, nu există eveniment cât de mic să nu fie consemnat. Deci, într-un fel, ea este povestaș, este postaș, este poștaș și așa mai departe. E, într-adevăr, o personalitate multiplă. Din această cauză e și controversată, e firesc să fie așa. Fiecare ar vrea să fie centrul atenției. Unii spun, da, dar a acaparat totul și așa mai departe. Eu mărturisesc un lucru. Când deschid Facebook-ul, dacă nu prima știre, a doua, Cristina Ștefan, filiala Bacău, cu tare, și începe să spună cu foarte multă obiectivitate. Și ceea ce e mai important este că a universalizat această stea. Nu se ocupă numai de scritorii băcăuani sau scritorii români. Nu! Dacă e cazul, apare și Turgenev și Dostoievski și știu eu, La Fontaine și așa mai departe. O face cu har, o face cu extrem de multă dăruire și eu, dacă îmi permite, așa ca o sugestie, aș spune să fie, să se ocupe și mai mult de critică. Pentru că are ochiul proaspăt, nu are prejudecăți, e cinstită din asta și are toate șansele. Și ultima apariție din plumb și așa mai departe îmi dă dreptate. Să se mai gândesc. Deci Cristina Ștefan, coroana Domnului. Premiul totuși pentru poezie. Da, vezi? Așa că va trebui să ne citați cu poezie. Eu am promis să-l normalizez, să spun și cu al cincilea membru al jurului, Daniel. Când am prezentat membrii jurului, chiar pe Daniel v-am promis, după el care este la fel de activ ca toți ceilalți membri. Da, vă rog, domnule. Mulțumesc, domnul profesor. Eu ar trebui să mulțumesc fiecare din salon, dintr-un motiv sau altul. Pentru că de câți ani fac această promovare a scriitorilor și subliniez, fac promovarea cu pornele pentru scriitorii măcăoane și cele filiale noastre, într-un fel sau altul am fost îndrumată de către dumneavoastră. Fie că a apărut o carte nouă și a trebuit să o promovez, fie că mi s-a trimis o carte acasă și am citit-o și am scris despre ea, fie că am comentat poezie. Eu totuși mulțumesc mult pentru acest premiu, acesta este volumul premiat și iarăși trebuie să mulțumesc modul în care m-a ajutat Ioana Băluță să structurez acest volum. De ce? Dacă o să-l aveți, o să vedeți poeziile mele din copilărie, din adolescență, din tinerețe, din maturitate și acum când a devenit o babă comunistă. Deci, brusele astea sunt de-a lungul anilor trecute multe pasaje din notele critice ale oamenilor care m-au citit, m-au înțeles și m-au apreciat. Dar nu pot să plec pe scenă fără să spun că mentorul meu, real, care mi-a dat brânci, cum s-ar spune, în a publica poezie, este Calistrat Costin. Și o să-l găsiți aici. El a fost primul care a spus, fadul nu renunțat, că nu chiar scrie. Da.
Rămân, eu mulțumesc mult pentru sfatul cu critica literară, să știți că o să scriu în continuare, pentru că dacă îmi place cartea, că rezonez cu ea, nu mă opresc, scriu despre cărțile dumneavoastră în continuare. Iar cât despre Facebook, că fac bine, că fac rău, că sunt prea vizibilă, așa cum mi s-a spus la un moment dat, nu eu sunt vizibilă, eu nu fac asta pentru mine, eu pe mine nu mă promovez. Dacă scriu din când în când câte o poezie pe pagina mea, e mare lucru, eu pe dumneavoastră vă promovez și ăsta mi este scopul, nu fac altceva. Eu, de fapt, sunt o fire introvertită și timidă. O să vă citesc o poezie și atât din cartea asta. Se cheamă Jazz School. Eu am și un roman cu acest titlu. Cai de lumină, pe claviatura neagră, îl mărmuresc un timp, arc strunere în tare reci, repetă, vioara urcă o umbră, bas profund, mișcarea brusca vine pe grif, atinge luna în tremur, întorci un chip concentrat, alii de ora se aplacă de gânând, o cămașa albă, încet. Și iar, cai, negri, coane pe claviatura. Bravo! Aceasta este încheta. Premiul Național George Bacovia pentru poezie, care se acordă doamnei Cristina Ștefan, în cadrul evenimentului Doamnul Bacovianu, 140 de ani de la nașterea poetului George Bacovia, succes în continuare. Da, nu că nu da, dar simbol cetățen, da. Iată că încet, cu pași singuri ne apropiem de finalul acestui manifestări și a ținut de astăzi. O să rog pe domnul Viorel Savin să vină aici pe scenă pentru a face un laudațiu celui care a câștigat această ediție de anul acesta. Nu. Da, vă rog. Mă așteptăm ca la acest eveniment sala să fie inundată de public. Sala amfiteatrul acesta destinat ca să fie inundat de muzici, de obicei. Astăzi a fost mai puțin și cel mai puțin frecventat de publicul bocăuan, dar a fost inundat de poezie, de literatură, a fost inundat de iubire. Pentru că se pare că la tot ceea ce există în această zonă, la baza tot ceea ce există în această zonă, se află iubirea. Chiar și dumneavoastră vă aflați aici, în urma concretizării unui gest de înțelegere și de iubire a altora față de dumneavoastră și a dumneavoastră față de literatură. Filiala Bacău a luat ființă, pornind de aici, din dumneavoastră înșivă. Aud de ceva vreme câteva voci care încearcă să-și câștige nemulirea, spunând că au înființat filiala. Filiala n-a înființat-o nimeni. Filiala ați înființat-o dumneavoastră. Am fost sprijiniți pentru a o înființa atât de Consiliul Județean de aici, cât și de vechea conducere a Uniunii Scriitorilor, pe vremea când președinte era Eugenul Icaru, pe care îl sărbătorim astăzi aici. Filiala s-a înființat scurt și cuprinzător astfel. Președintele Uniunii Scriitorilor mi-a pus condiția ca să existe un număr minim conform statutului de membri. Noi am adunat din Francia, din Bacău, cei din Francia s-au retras, m-am dus cu Doru Calmuschi la Iași, l-am convins pe Emilian Marcu să accepte intrarea în Uniune.
Emilian Marcu a promis să-l aduce pe Dobrescu, care era marginalizat pe vremea aceea la Iași. Pentru Cipoieșu mi-a prelegit întâlnirea cu Dan Lungu și cu Nimicianu, i-am convins și pe ei, obținându-le semnăturile, ne-am dus la Eugeniu Vicaru, care este păcăvan ca nostru, ne-a înțeles și ne-a sprijinit. A existat aici și un drag de iubire din partea lui Eugeniu Vicaru față de acest loc. Pentru că asupra domniei sale s-au exercitat presiuni din toate direcțiile, pornind logic, de la următoarea stare de fapt. Ce faceți, domnilor? Împărțiți filiala de la Iași, o rupeți? Ei nu, au existat argumente și până la urmă au acceptat. Deci și filiala din Bacău, să spunem așa, datorită acestui fapt de înțelegere, au trăit generozitate și iubire a celor care au vrut să ne înțeleagă. Și acum să vă spun o poveste pe care am spus-o, cred că o singură dată, într-o cap. În zona aici, zona aceasta a Bacăului, viețuiește sub aura a trei cupluri minunate, a trei povești de dragoste aproape nemai întâlnite în alte locuri. Una dintre povestile acestea de dragoste a fost Agata și George. Agata Grigorescu, Vasiliu și George Bacov. Dacă nu era Agata Grigorescu, Bacovia, poate astăzi nu ne întâlneam în această formulă aici. Primul festival național Bacovia a avut loc acum 50 de ani. Într-o organizare absolut fabuloasă. Au participat la constituirea acelui eveniment de 1971, determinat și de Agata Grigorescu Bacovia, susținut de Iulian Antonescu, susținut și de organele locale din vremea aceea, Bacău a fost inundat pur și simplu de citate din versurile lui Bacovia, scrise pe benele violet, colorate violet. Până și vitrinele din cofetării erau construite pentru a sugera atmosfera bacoviană. Un alt cuplu minunat de dragoste în această zonă a fost Elvira și Nicuiele. Elvira s-a sacrificat pentru Nicuiele. Nicuiele, nu vă fac istoria vieții lui aici, a fost ostracizat în regimul trecut, scria lozinci de la fabrica Proletară, pe benele roșii. După moartea lui, Elvira și-a donat casa, a luptat și a fost sprijinită de Iulian Antonescu și există acum Nicuienea în conștiința multora dintre noi. Și o altă poveste minunată de iubire. Eugenia și Iulian. Eugenia Antonescu și Iulian Antonescu. Iulian Antonescu, un om extraordinar, o cultură fantastică, un tip oral, el nu s-a exprimat să scris decât foarte rar, a fost susținut din umbră de Eugenia Antonescu. Se spune că în spatele oricărui bărbat puternic se găsește întotdeauna o femeie puternică și inteligentă, mai ales. Datorită, să spunem, acestui exemplu de iubire, Agata George, pe care mi l-am dat adineauri, ne-a plămas aici și pentru a 50-a oară se înmânează premiul Bacovia. Astăzi, în sărbătorim pe Eugeniu Vicaru. Pentru că nu aș vrea să folosesc propriile cuvinte și vreau să fiu mult mai convingător, o să dau cuvântul altora. Și să-i amintesc și domniei sale că în 6 decembrie 1965
redactorul Radu Cârneci a spus: Eugen Ricaro se dovedește un prozator înzestrat, a cărui evoluție o bănuim spectaculoasă. Să așteptăm. Și nu s-a așteptat în vană. Laurențiu Ulici spunea despre Purpură: este debutul în proză cel mai matur și mai convingător din câte am citit de la întâlnirea din Pământul încoace. Val Condurai, în cazul Eugenului Caro, ne aflăm în fața unui veritabil model pentru ceea ce înseamnă întâlnirea talentului cu spiritul praful. Și mai spunea că Eugenul Caro este un literat cu excelente aptitudini scriitorice și organizatorice, cu foarte bune aptitudini ziaristice și politice, cu intuiții filosofice și tact diplomatic. Spusă de altfel, verificată și demonstrată de viața lui Eugen Ricaru, pe care nu vreau să vă dicul, că acum am vreo două citate, să vi le citesc. Ion Rotaru spunea: prozatorul atrage atenția prin meșteșug precoce și prin frondă polemică la adresa confraților. Maturitatea stilistică, simbolurile intelectual subtile, știința imaginarului și stăpânirea tehnicilor naratologice, vizibile chiar de la debutul în volum despre Purpură, Nuvele, editura Dacia 1974, și accentuate pe parcurs în Rug și Flacără, editura Dacia din 1974, Antonia, Nuvele, editura Eminescu 1978, Mierea, editura Albatros 1978, Așteptându-i pe Învingător, editura Albatros 1981, Vlahia, editura Cartea Românească 1982, 1784, Vreme în schimbare, editura Eminescu 1984. Dar acum să vedem cum este receptat Eugeniu Ricaro de unul dintre colegii, colegul domnii Țarelești și colegul nostru, este vorba de istoricul și criticul literar Ion Holban. Spunea în România Literară 51 din 20 următoare: fără a scrie, cum se spunea altădată, romane istorice cu intenția trufașă de a revizui manualele de istorie, cum s-a întâmplat cu nu puțin prozatori vechiul regim, astăzi uitați, Eugen Ricaro caută în trecutul mai îndepărtat sau mai recent fața ascunsă a unor personalități istorice și partea nevăzută a unor evenimente care au jalonat mersul istoriei și mai ales condiția umană în permanentă confruntare cu aceasta, Legăturile secrete prin masoneria ale lui Horia cumpărată de la Viena și ale revoluționarului pașoptist Alexandru Pujol cu societate secretă Rosa Rosaru în 1784, Vreme în schimbare. Și mai spune Ion Orban, în toate romanele sale structurează textul cu cel puțin trei paliere. Unul al faptelor, al evenimentelor foarte minuțios documentate, înlățuindu-se într-o logică narrativă fără cusuri, un altul al meditației asupra istoriei, unde ficționalul colaborează cu istoricul mentalităților, cu sociologul și psihologul, cu ajutorul cărora Eugen Ricaro leagă istoria și îi dă sens și, în sfârșit, al treilea palier narrativ, cel simbolic, circumscris în jurul câteorva nuclee de forță. Am încercat prin aceste citate să nu să vă conving, ci să vă demonstrez încă o dată despre valoarea reală a prozătorului Eugen Ricaro. Dar care este identitatea lui civilă, vă întrebați unii dintre dumneavoastră. Ne aflăm la Bacău și în cazul domniei sale a apărut o controversă în legătură cu data de naștere. Știți că la noi Bacău este împărțit în două. O parte susțin că Alexandria a fost născut în 1818, o parte în 1821. Ei, o parte dintre istoricii noștri se schimb că Aurel Stasu spune că Eugen Ricaro s-a născut la 1946. Ion Rotaru, în schimb, spune că a fost născut la 1 octombrie 1946. Eugen Budău spune că a fost născut
cum spune și Sasu, la 1 noiembrie 1946. Wikipedia spune că a fost născut la 11 ianuarie 1946, iar site-ul Cartepedia rezolvă controversa și spune că a fost născut în 1946 și gata. Eu cel picar să a fost născut la 1 noiembrie 1946 în Bucu, județul Bacău. După cum știți și dumneavoastră, eu personal m-am întrebat de ce nu l-am chemat Ion, pentru că acolo scriitorii sunt Ion Potar, Ion Fierul, Ion din Vale. El este, ați zis să fie Eugen, Eugenul Rica. Îl cunoașteți ca prozator, traducător, poet, scenarist de filme, după romanul său Rug și Flacără, și a fost turnat un film care a obținut premii la importante premii la Santander și premiul la pardon la San Marino. Eugen Ricaru a fost fondatorul revistei Equinox. Eugen Ricaru este unul dintre prozatorii importanți ai momentului în această țară splendidă. Este cel care ne onorează cu prezența, să-l aplaudăm. Da, mulțumim pentru această prezentare extraordinară făcută domnului Eugen Ricaru. Să rog pe domnul maestru Lucian Stroc în câteva cuvinte. Ca președinte al jurului. Eu vreau să spun ceva în mai puțin de două cuvinte, dar plecând de la ceea ce spunea Viorel Savin, de ce nu s-a numit Ion? Pentru că s-a numit Eugen. Și până la urmă, dacă nu ne gândim la eugenie, Eugen vine de la Eugeniu. Deci un nume predestinat. Al doilea lucru, pe care s-a discutat destul de mult, era chiar legat de genius loci, da. Adică de spiritul locului. El este de aici. Nu putea să nu sprijine, să nu se întoarcă, să nu primească rădăcini, putere sau ceva. Chiar dacă aventura sublimă a Echinoxului era ceva mai departe. În fine, numele de Uricar. Sigur că mulți l-ar invidia și ar spune, domnule, ce nume predestinat pentru un scriitor să fie Uricar, adică. Dar eu vă propun acum, sper că îl surprind și pe domnia sa, cu altă propunere. Să citim Uricar, adică Icar cel vechi. Deci un Icar înainte de Icar. Pentru că scriitorii sunt zburători înainte de a zbura. Atât am vrut să spun. Mulțumesc, să vede că sunteți un poet adevărat. Reușiți să mințiți cu convingere. Vă mulțumesc foarte mult pentru aplauzele dumneavoastră adresate domnului Savin, care a selectat câteva citate din istoriografia românească, sunt mult mai multe, dar probabil că acestea i-au plăcut. Vreau să doresc o chestiune. Nimeni nu știe când s-a născut Iisus. De ce să știți când m-am născut? Totul este o convenție și s-a hotărât că Iisus a născut, Iisus născut înainte de Iisus. Eu m-am născut de ziua morții. Iisus a născut înainte de Iisus. 1946. Mergem mai departe și vă spun că sunt foarte nedumerit de primirea acestui premiu, pentru că m-am întrebat care să fi fost motivația jurului. De ce s-au gândit ei la mine? Ca să pot dormi liniștit la noapte, o să vă spun că poate ar exista câteva motive. Primul motiv ar fi acela că am copilărit pe strada acum George Bacovia. Am trăit în camera în care a lucrat colonelul Ion Antonescu, mareșal, exact la 23 august 1941, pentru că la 23 august 1944 să fie arestat.
și executat în 46. Am învățat primele clase la liceul care acum se cheamă Ferdinand, dar s-a chemat Bacovia, iar înainte de Bacovia s-a chemat școala medie mixtă, numărul 1. Așa cum strada s-a chemat întâi Regina Maria, după aceea s-a chemat Filimon Sârbu, după aceea Calea Moinești și apoi se cheamă Bacovia. Iată istoria noastră a tuturor în câteva minute de la școală la stradă. Poate că un alt motiv pentru care juriul s-a gândit să îmi ofere acest premiu, nu l-am câștigat, el mi l-a oferit, a fost și faptul că m-a debutat poetul Sergiu Adam. M-a debutat cu o poezie într-o culegere la Casa Populară a Creației, sau cum, Casa Creației Populare, așa se chema atunci. S-a scos o mică plachetă și aveam și eu o poezie acolo. Și era foarte mândru că m-a debutat. Dar eu cred că primul mi-a fost acordat din cauza poetului Ovidiu Genal, aici de față, pe care îl consider un mare poet român, nu de astăzi, ci un mare poet român. Și îl datorez lui, deoarece discutam la gard despre literatură, fiind vecini de grădină. Dar Ovidiu Genaru mai avea și o generozitate. Mi-a oferit cărți, reviste pe care eu nu aveam cum să le citesc. Și el mi-a spus, uite-te și aici. Așa am descoperit modul lui de a privi lumea, care este, lumea este bacoviană, dar modul de a privi este Ovidiu Genaru. Să văd ce scrie. Poate că alt motiv să fi fost poetul Mihai Sabin, care n-a fost pomenit aici, din grupa Ateneu originală. Mi-a fost profesor de germană la școală, la liceul, pe atunci școala medie mixtă, numărul 1. Și dacă e prea mult, mă opresc. Nu. Dacă vorbesc prea mult, să-mi spuneți, îmi dau seama. Și de el mă leagă o întâmplare extraordinară. Avea inspecție la ora de germană și el s-a gândit să mă întrebe și pe mine ce era în clasa 5-a. Cum se spune și în limba germană? Vă dați seama că era un lucru. Eram în clasa 5-a, primele ore de germană și eu, el m-a întrebat pe mine, considerăm un băiat isteț. Și să uit așa, zice, ce mănânci tu dimineața pe pâine? Și eu am răspuns, marmelada. Trebuia să răspund unt. Poate mai sunt și alte motive pentru acest premiu. Faptul că ați plouă, e un semn de la Dumnezeu, Bacovia nu putea să fie sărbătorit fără să plouă în țară. Poate că din cauza dumneavoastră am primit acest premiu, pentru că sunteți reuniți în jurul acestei asociații, Asociația Uniunii Scriitorilor de la Bacău, și felicit pe toți cei care au condus această asociație, felicit pe domnul Dumitru Brăneanu aici prezent, că reușesc să țină la un loc acești cârcotași scriitorii români în general și scriitorii români din zona Bacăului sunt foarte cărcotași și e foarte greu să-i ții împreună. El reușește. De ce oare reușește? Nu pot să-l întreb, e secretul domniei sale. Această asociație are un mare merit și cred că acest merit ar trebui privit cu mare atenție, privit și îngrijit. Anume că durează. Că este o instituție. În România, unde toate instituțiile sunt izolate, de la guvern până la ANAF, singura instituție care e adunată e o instituție culturală. Adică Asociația Scriitorilor, de aici, de exemplu. Nu vom putea supraviețui în această istorie dacă nu vom avea instituții. De fiecare dată, cultura a fost ultima tranșee. Dacă renunțăm și la ea și la instituțiile ei, putem
putem să ne facem valiza și să plecăm undeva la Vladivostok sau la Lisaboga, cum doriți. Și vin vremuri grele, nu trebuie să vă spun eu ce vremuri vin, dar vin foarte grele. Cultura va fi, cum spuneam, ultima tranșee, ultima redută. Poate de la ea începând să ne recucerim țara, identitatea și demnitatea. Toate trei sunt în mare pericol. Și țara, și demnitatea, și identitatea. Prima care a suferit până acum, clar, a fost demnitatea. Știți foarte bine ce înseamnă să umbli în străinătate și să spui că ești din România. Asta nu mai poate fi îndreptată decât foarte greu. Urmează, probabil, țara și, în final, va fi identitatea, care vor fi sfârmate, făcute praf, să zic, dacă nu ne opunem. Vă îndemn să citiți cărți, să scrieți cărți și să vă opuneți. Vă mulțumesc! Apropo de ce a spus domnul Eugen Ricaru, încă o dată aplauze, vă rugăm, că merită un pic. M-am adus aminte de ce spunea Winston Churchill în timpul războiului, când croiau bugetul, buget de sărăcii, cum era în timpul războiului, celor de-al doilea război mondial, și un ministru i-a spus, domnule, păi să mai stăm de la cultură. Cum facem noi asta? La care Churchill a spus, păi dacă tăiem la cultură, pentru ce să mai luptăm? Așa ar trebui să gândească și politicienii noștri astăzi. Nu să zic, da, ce-i cultura, asta e ce nu știu vrea să ne avem de lume. Da, iată că am ajuns la sfârșit și eu vă mulțumesc, în primul rând să mulțumesc jurului, celor 5 membri a jurului, care văd că au deliberat foarte bine, au citit, s-au documentat și au ales, zic eu, cu a ales sau a decis să dea premii la oameni de valoare, la scriitori de valoare. Nu, nu toți, toți suntem sau sunteți scriitori de valoare. Reamintesc încă o dată că nu e meritul meu, nu e meritul conducerii filialei, dar filiala Bacău are 4 premii la Academie, are un premiu național Mihai Eminescu, și mai are încă vreo 5 premii a unui scriitor, începând cu Dorul Calmon, scriitor de când Hârg și până Cimpoieșu și face Odin Genaru și alții. Deci, iată, este totuși o filială, dar nu cred că mulți se pot lua, dacă vă spun rezultate. Nu e meritul meu, repet, e meritul dumneavoastră, a celor care scriți și care reușiți să vă impuneți în lumea literară românească. Cu aceasta aș vrea să mulțumesc încă o dată Consiliul Județean, Consilierilor Județeni, când ne-a aprobat, în condiții de pandemie și de criză, ne-a aprobat totuși bănuță ca să putem face această manifestare, să ne putem întâlni, să ne putem vedea. Poate dincolo de premii, dincolo de, eu știu, orgolii importante în care reușim să ne mai, să ne vedem, să ne putem vedea față către față, să ne putem iubea sufletul celuilalt, asta contează cel mai mult, dar să nu uităm unii de alții. Asta este important. A noi scriitorii să nu uităm unii de alții și să nu uităm nemerirea pe care o avem. Nu vă mulțumim mult de vorbă pentru că sunteți obosiți, dar vă mulțumim și noastră că ați avut răbdarea și capacitatea de a fi cu noi până în acest ceas. V-aș ruga să-l aplaudați pe poetul Ovidiu Genaru, care s-a așezat, așa mai descris, unul din mari poeți contemporani, cel care recent a luat premiul unui scriitorilor și în ianuarie a luat premiul Mihai Eminescu la Botoșani. Deci, iată, un valoros scriitor care îl avem. Mergem.